Deci, teste de evaluare. Da. Finală, sau cum se spune? Evaluare națională. Națională. Și eu am foarte subiectul. Deci am inaugurăm, să zicem așa, da, o chestie importantă pentru clasa 8-a. Deci, dragilor, din clipa asta, sper să vă placă ce o să facem. Da. Și începem cu testul care. Cu testul numărul 1, le luăm la rând, domnul profesor, să fie un test care s-a dat la evaluare națională în sesiunea anului 2016. Perfect. Și subiectul 1. Da. Deja la Vrânceanu. Așa. Și e de aici. Bun. De la această carte, pe care copiii nu au, noi nu. Da, da, da. Lucrăm de pe ea. Primul exercițiu de la subiectul 1. Da. Rezultatul calculului 10 ori 5 minus 50 este egal cu 10 ori 5 minus 50 este da, egal cu 1. Tu vorbești. De una de una. Da? Da. 2. Dacă A supra 16 egal cu 7 supra 8, atunci A este egal cu? A supra 16 egal cu? 7 supra 8. Atunci? 14. A egal cu? 14. 14. Miruna, te rog, ai explicat pe tot. 4 egal cu 7 egal cu 14. Să aplicăm 7 pe 8 cu 2 și... Da, asta e aceeași viitor. A egal cu 14, corect. Cu 5 puncte la fiecare, se pun. Da. Are 30 puncte subiectul ăsta. Bun. 3. Cel mai mare număr natural care aparține intervalului deschis 2 închis 6 este egal cu? Cel mai mare număr natural care aparține intervalului deschis în 2. Deschis în 2. Deschis în 2, și închis în 6 este egal cu? 6. Da. Natural, da. Da. Aparține intervalului natural. Cel mai mare, deci mâine egal cu 6. 4. Pătratul ABCD are latura de 3 cm. Deci ABCD pătrat. Da. L egal cu? 3 cm. 3 cm. Perimetrul acestui pătrat este egal cu? 12. 5. În figura numărul 1 și ne arată un cub. Așa. Este reprezentat cubul ABCD, EF, GH. Măsura unghiului determinat de dreptele AB și AD este egală cu? 90. Deci, AB și AD. Nu știi figura. Deci, este așa, asta. Un cub, spune aici. Da. Și trebuie să vedem cum am notat. ABCD. A, D, C, D, E, F, E, F, așa, nu? E, F, G, H. H. Da. Așa și măsura unghiului determinat de dreptele A, B și A, D. A, B și A, D. Este egală cu? Da, o obligat. Tu ai văzut pe C, D jos. Da. Nici nu trebuia să facem figură, e avut dreptate. Am pierdut timpul. Deci, fiind A, B, C, D, A, B și AD, deci, da, deci măsura unghiului A, B, A, D, asta e. Da, 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 da. Egal cu 90 de grade. Și 6. În diagrama de mai jos este reprezentată repartiția notelor obținute la un test de matematică de elevi din clasa a 8-a dintr-o școală. Astfel, numărul de elevi. Numărul de elevi pe verticală sau? De la 0 la 7 avem așa și de la 0 la 10 sunt notele. De la 0 la 7. Avem în sus până la 7. Deci 1, 2, 3. Trebuie să faceți mai... Să fac mai întreabă aici ca să vedem. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. 7, da. Acum, acum nota 3 o trebuie și jos notele. 6, 7. Deci cu nota 3... Nu, jos notele. Acolo se vede. Așa.
Notele de unde începe? De 0, 1. 0, 1, 2, până 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Și 10. Cu nota 3, un elev. Cu nota 3, un elev. Un singur elev. Da. Nota 4, 2 elevi. Cu nota 4, 2 elevi. Deci, nota 4, 2 elevi. Nota 5, 3 elevi. Nota 6, 6 elevi. 6. Nota 6, da? Da. 6 elevi. Nota 7, 7 elevi. Nota 8, 5 elevi. Nota 9, 3 elevi. Nota 9, 3 elevi. Și nota 10, tot 3. Nota 10, tot? 3. 3. Elevi. Da. Acum, conform diagramei, numărul elevilor care au obținut nota 5 la acest test este egal cu... Numărul elevilor care au obținut nota 5. Eu n-ai căutat mai aici. Cei care au obținut nota 5 sunt ce avem pe verticale, ce avem pe orizontale? Notele sunt aici. Că vezi că sunt la 10. Da, cei care au obținut nota 5 sunt 3. 3 elevi. Practic, diagrama vă obi să dă. Nu trebuie să... Aici am desenat-o ca să fie clasă pentru ceilalți care nu urmăresc. 3 elevi. Asta e la răspuns. Da, da. Subiectul numărul 1, obții nota 3, dacă îl faci. Da, așa. Subiectul al doilea. S-a terminat, da. Subiectul 2. Subiectul 2. Tot 30 de puncte. Da, ne spune care sunt notele care sunt copiii. Deci zice așa, în diagrama de majoritate se prezintă repartiția notelor obținute la un test de matematică de elevi unei clase a 8-a dintr-o școală. Și aici zice, îți arată diagrama și zice numărul de elevi. Este în sus. Nici acum notele sunt până la 10, nu sunt până la 7. Da, sigur că da. Practic, chiar dacă nu ți-ar spune, tot îți dai seama de acolo. Da. Bun. Subiectul numărul 2. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete de data asta. Acum rezolvăm. Da. 1. Desenați pe foaia de examen un paralelit pe dreptunghic. A, B, C, D, A, prim, B, prim, D, prim, C, prim. Un paralelit pe dreptunghic e o prismă cu baza un dreptunghic, baza un paralelogram. Da. Deci... Foarte fețeles. El spune așa, un paralelogram, un paralelit pe dreptunghic. Desenăm un dreptunghi ca bază sau nu, bază? Nu, tot monogram, de reprezentarea spațiu. În spațiu întotdeauna îl face. Da, da, da. N-am cum să reprezint, unchiile cele vor fi suprapuse doar. Da. E că pare pipetul dreptunghi e aceeași chestie cu... Pare pipetul cu bază în... Nu, cubul are baza pătrată, are pipetul dreptunghi, baza dreptunghi. Și toate fețele sunt dreptunghi. Deci, în momentul în care spune paralelit pe dreptunghi, baza sau dreptunghi. Și totul e dreptunghi. Și ce-ai da. Sus, ce-ai sus, paralel, și toate sunt da, dreptunghi. Da, da, da. Cu cheia de chibrit. Cu cheia de chibrit asta. Îl mai desenez și eu sau... Îl faci tu și știi. Îl fac și să-l facem și noi. Pentru prietenii noștri care te urmăresc. Să le fie clar. Ce înseamnă parte pe dreptunghi, să-l fac aici, da? Da. Deci... Și urcăm de data asta, nu mai respectăm să fie cub, nu? Doar că unghiile laterale sunt egale. Laterale sunt egale. Toate sunt laterale. Dar nu și cu muchia bazei.
nu-i cub. Nu-i cub. Deci toate sunt dreptunghiuri. Da? Mm-hmm. Bun. Ai terminat? Da. 2. Un desen paralelă. Doi. Știm că X egal cu radical dintre Y. Și Y este egal cu 1 supra radical dintre Y. X egal cu radical dintre Y și... Y este egal cu 1 supra radical dintre Y. Arătați că X supra Y plus Y supra X egal cu 10 pe 3. X supra Y plus Y supra X egal cu... 10 pe 3. 10 pe 3. Deci, mai mult. Păi x supra y egal cu 3. X supra y radical dintre y, radical dintre y. Da. Nu, e... y radical dintre y supra 1, supra radical așa, dintre y. Așa, zice, radical dintre y supra 1 de radical. Deci radical dintre y ori radical dintre x și 3. Și va face 3, de acord. Și plus y pe x. Y pe x este, y pe x este 1 pe radical dintre y ori 1 pe radical dintre y, adică este 1 pe 3. Și atunci 3 plus 1 pe 3, și am primul 3 cu 3, vor fi 10 pe 3. Și adevărat. 1 pe 3 și face 10 pe 3. 3. 3. În vacanță, Mihai a economisit o sumă de bani. După ce a cheltuit 2 cincini din această sumă... Deci are suma S. Sau X, cum vreți. X, dacă îți place X, X. Deci în vacanță, Mihai a economisit o sumă de bani. După ce a cheltuit 2 cincini din această sumă, lui Mihai au mai rămas 72 de lei. 2 cincini din X. X minus 2 pe 5 din X. Da. Ori X, adică X minus 2 pe 5 X. După ce a cheltuit 2 cincini din X, adică da. E vorba de... X minus 2 pe 5 X. Pe ce a rămas. Da? Da. I-a mai rămas... 72 de lei. Da. Așa, îi rămâne. 72 de lei. De. Și tu ai spus... Să calculăm suma de bani pe care au economisit-o, care au avut inițial. Și atunci tu ai zis X minus... 2 pe 5 X egal cu 72. Egal cu 72. Și atunci avem, amplificăm primul X cu 5, avem 5 X minus 2 X, 3 X supra 5 egal cu 72. 5 minus 2 fac... 5, 3. Da, 3x, da. 3x pe 5, da. Egal cu 72, și atunci 3x egal cu 72 pe 5, 72 pe 3, 24, cred. X egal cu 24. Pe 3 și face 2. Da, 24 5. 24 ori 5. Și deci... atunci x va fi 0, 5 ori 20, 180. X egal cu 180 da? 120. 25 ori 45 ori 2 de... Așa, 124. Bun. Se consideră funcția... Eu nu aceea să comentez un pic. Sigur că e corect ce ai spus. Dacă el cheltuie 2 5, e dar în 3 5 de dată. Că întregul l-ai gândit ca fiind 5-5 și dacă cheltuie 2 5, dar în 3 5. Deci, 3 cincini din X egal cu 72. Ca să nu mai... Ceea ce ai făcut e perfect, dar tu mai aici ai ajuns. 3 cincini din X, când ai scăzut din X pe 2 cincini din X, au rămas 3 cincini din X. Puteți să pleci de aici. La lucru și X egal cu 120, intră la păcoare. Ea funcționa făcut. Încă ceva. Da, aici pe loc eu simplificat deja, cum să zic. Că 3 și 72 sunt pic între și X pe 5, egal cu 24, nu? Da. X egal cu 24, 120. Deci caut drumul cel mai scurt, totdeauna. Dar o put completă. Bine, e bine. Da, perfect. Iar am făcut funcții, dar aici o ajută dumneavoastră. Da, e da, o funcție. Da, da, da. Se consideră funcția el definită în el cu valori în el. Da. Unde el de X egal cu X plus 2. El de X egal cu X plus 2. Ami, reprezentat grafic funcția f într-un sistem de coordonate x o y. Reprezentat graficul f de
mic. Și la B mic calculați area triunghiului determinat de graficul funcției și axele sistemului de coordonate X, Y. Cum mi-a dat vorba de unul, da. Area triunghiului. Triunghiului. Și o să vedem. Care? Ce e, nu? Deci, o să-ți vezi că nu e de simplu. Da. Mai acum o să fac un pic de produsere, tot de așa ai niște informații. Nu e greu, nu se ferie. Vă las ca să fac aici și da, o șerp. Da, da, da. Mai am mai văzut și eu am să fac o introducere așa. Dacă ai de rezolvat ecuația asta, 2x plus 3y, egal cu 5. Unde x și y sunt niște numere reale. X și y niște numere reale. Problema este că găsești toate perechele x și y, pe care dacă noi corectuiești, se facă 5. Ele sunt foarte multe. Erau de multe. Așa, tot mai ești cu o pereche. 1, 1. Deci când x egal cu 1, y egal cu 1, e un adevărat, e un adevărat aici. Eu cred 2 ori 1 plus 3 ori 1, egal cu 5. Deci este prima pereche deșteaptă. Sau 0 și 5 pe 3. 0 și 5 pe 3. Uite, ai găsit foarte pereche. X egal cu 0 și y egal cu 5 pe 3. Cum mai de-ați aminte în minte chestia asta? Simplu. Să spune 3 pe 3 și să dat, îi găsit foarte pereche. Și cum sunt foarte, foarte multe, ideea ar fi să scoți o necunoscută în funcție de cealaltă. Uite, cum aș face eu? Mi-e greu să le găsesc pe toate așa. Și atunci ar să zic așa, 3y egal cu 5 minus 2x. Și de unde y-ul ar să fie 5 minus 2x pe 3. Și acum mi se pare mai ordonată ideea. Îi dau x o valoare, găsesc, înlocuiesc acolo, găsesc y-ul. Nu, dacă înlocuiesc x cu 1, 5 minus 2 ori 1, 3, 3 pe 1. Și vreau să mă organizez acum. Am să iau într-un tabel în care pe x-ul știu că e orice număr real. X-ul vine de la minus infinit până la plus infinit. Iar y-ul îi pun de desubt. Pe care eu țin. Da? Și... M-am zis aici, x egal cu 1, ați zis? X egal, eu le-am pe 0. Ok, da. X egal cu 0. Y cu 5 pe 3. 5 pe 3 plus 4. Uite, acum apare 2 ori 0. 5 pe 3. Când x-ul este 1, mă dat y cu tot 1. 1, da. Când x-ul 2, y-ul este... Y e 1 pe 3. 1 pe 3, corect. Când x e minus 1? X e minus 1, dă 5 plus 2, 7 pe 3. 7 pe 3. Când x e minus 2? Dă 5 plus 4, 9 pe 3, 3. 3. Deci apare, practic, imediat, la x odată găsești y cu perechi, perechi. Deci pui mâna pe perechi, perechi de element. Sigur că și sunt 0 și 1 am foarte multe. Dar perechi cum se reprezintă? Într-un sistem de axe. Nu? Știm noi așa. A fost anul trecut. Perechile de numere se reprezintă luând două trepte perpendiculare. Dacă o X, o Y. Așa. Pe asta să punem X și Y. Da. Pe asta punem X, X, Y. Să zicem că s-au întâlnit în punctul 0, O, dar de aici încolo vom pune numele pozitive. În partea asta o să spunem numele negative. Da? În partea de sus, amintește anul trecut, am zis asta. Pe asta o să punem Y, 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 Y. În partea de sus, y pozitiv și aici y negativ. Că pe o treaptă am făcut anul trecut și
anul ăsta s-a vorbit, pe dreaptă putem pune toate lumele reale. Și radical din trei, și radical din... Deci cu multe zece mari, și cu nu știu, le-am vorbit, noi nu, mai, nu putem să reprezentăm, creta nu ne ajută. Și acum, perechea asta, 0 și 5 pe 3, adică x-ul nici în dreapta, nici în stânga. 0. Și în timpul ăsta, y-ul este 5 pe 3. Din luăm unitate de măsură, să mai așa, pe care învățuiești casa x-ul, casa y-ul, la tine ai pătrățelul. Și 5 pe 3 înseamnă 1 3 și 2 3. Da, 1. 1, adică până așa, 1. Și din al doilea... Iau jumate, mai mult din jumătate. A, aici de mare doi, da? Iau două, trei. La partea trei și iau două, trei. Așa, și iau două. Asta e. Și 0, 5 pe 3 înseamnă... Punctul ăla, x mic ca lucru. Ăsta e punctul de coordonate. Care-i... Ăsta e punctul... E 5 pe 3 de acolo. Da? De ce coordonate? Asta e 5 pe 3. 0 și 5 pe 3. Adică x e 0. Deci spune-mi cât e x-ul. Că x-ul e 0, nu e în dreapta, nici în stânga. Dar un punct nu e o dreapta, nu? Nu e un punct. E un punct. Deci un punct are două coordonate. Și punctul e exact unde e 5 pe 3 acolo. Ar fi aici este punctul. Dar ele 5 pe 3, știi, ar fi așa tot timpul. Cât e 5 pe 3 la distanța de 5 pe 3. Dar nu e în dreapta, nu e în stânga. E x-ul 0. Deci x-ul și el localizează. Da. Mai departe. A? 1 și 1. X-ul e 1. După paralele, x-ul e 1 tot timpul așa, pe dreapta asta, y-ul e 1 așa tot timpul. Și unde s-au întâlnit? Ăsta am două mulțumite. Deci am punctul de coordonate aici, 1 și 1. Mai departe. 2 și 1 pe 3. 2 și 1 pe 3. X-ul e 2. Da? Iar y-ul cât este? O treime. Împărțim de la 1 la 0, 3. Da, ești, da. Și numai una au luat, da. Și o ducem paralele. Și găsim punctul. Hai să luăm și pe minus 1. Că x-ul e minus 1. X-ul e minus 1. Și... Bine, 7 pe 3. Și ce înseamnă? 3 înseamnă 2. 2 și 1. 2 și 1 pe 3, pic. Da, 2 și 1 și 1 pic, da. Deci 1 aici, 2 este aici. Da. Și din următorul, o treime. Ok, și da, da, da. 2, 3 și o treime. Suntem respectoși. Împart în 3 și iau în mamă. După la revii pe aici și găsesc punctul ăsta. Dar am foarte multe puncte. Pentru toți x-ii dintre 0 și 1, aș găsi y-ii între câte la 5 pe 3 și 1 de aici. Adică dacă aș lua toți x-ii și aș pune cu y, ce s-ar întâmpla? S-ar pune punctele astea una în alta. Deci s-ar lepi, practic, da? Că pentru toți x-ii aș găsi și y-ii din zona respectivă și ar fi așa. Când dacă aș continua de la 1 la 2, aș găsi iarăși perechi. Și observăm că sunt coliniare. Adică, practic, mulțimea tuturor perechilor X și Y înseamnă să selectăm din plan. Ce selectăm din plan? Numai de coliniare. Numai pe punctele acestea de pe dreapta. Deci, cu alte cuvinte, toate perechile de la pentru x-ul, de la minus infinit până la plus infinit, găsim și y-ii de aici și toate perechile se află aici. Pe cine? Pe cea dreaptă. Pe cea dreaptă. Așa spune că graficul funcției, care e mulțimea perechilor, graficul funcției de gradul 1 este o dreaptă. Spune că, de fapt, noi avem o funcție acasă aici. Y-ul ăsta e în funcție de x. Deci avem y egal, notăm cu f de x, ca o expresie în x, și egal cu 5 minus 2x,
Săptămâna 3. Iată cum am pronunțat că ei grecii nu sunt obținuți la întâmplare. Sunt o funcție de X, de fiind de ce X îi dau. Dau un X, că se scrie cu alt X, ca alt Y. Deci, grecii care apar sunt în funcție de X. Da, mai adaug unul ceva. X și știu ce se întâmplă. De unde vin? De la minus infinit la plus infinit. Și o să zic așa. F e definit despre X cu mulțimea pe care o parcurg. Definit pe el. Iar Y-ce care se obțin și ei sunt tot niște numele reale. Ăsta e codul de scriere a unei funcții. Deci, când am pronunțat cuvântul funcție, am o rețetă după care obțin Y-ce. Am și... Mulțime. Știu și foarte bine ce mulțime, ce mulțime, pe ce mulțime o parcurg și o precizez. Și știu și bine în ce mulțime găsesc deci, Y. Tot în ea, vezi? Tot în ea. X și în ea, Y. Deci X și vin la minus și vin la plus și vin. Iar Y și tot așa vin. La minus și vin la plus și vin. Voi nu faceți prea multe funcții acum în clasa 9-8, dar deci faceți funcția de gradul 1, asta. Ea este de gradul 1, pe X la 1, deci este chiar funcție de gradul 1. Iar dacă o funcție de gradul 1 este o dreaptă. Deci, esențial, când ai pronunț cuvântul funcție, trebuie să ai în mintea ta trei elemente. După ce rețetă să obțin grecii, se cheamă asta lege de corespondență, lege de corespondență, deci rețeta după care obții grecii, că am lege de corespondență. Deci modul în care se face corespondența între minus 2 și 3. Și mulțimea de fecare de unde este pe care o parcurge X se numește domeniul de definiție. Domeniul de definiție. Hai te rog să zic. Să nu ți se pare că am sărit prea mult, pentru că după asta cât de repede te întâlnești. Și îi rog pe prietenii mei să facă același lucru, să citească cu multă... să urmească filmul cu multă atenție, pentru că modul în care eu introduc noțiunea de funcție este diferit de ce se întâmplă și la asta. Acolo se dă o definiție, nu știu ce, nu știu cum, te obosesc. Însă, dacă ați avut răbdare și ați înțeles că eu am plecat la relația asta și mi-am pus problema să găsesc toate perechile, și m-am organizat, nu pot să le găsesc la întâmplare așa, și m-am organizat pe o linie să găsesc X și de desubt să găsesc X și care apar în urma corespondenței după rețeta asta. 5 minus 2 X pe 3. De fapt, este o corespondență pe care obțin foarte repede. Deci Y și G obțin foarte repede. Deci, când am deschis gura așa, deci funcție, funcție, am pronunțat, în mintea mea, trei elemente sunt de la acasă. Legea de corespondență. Că rețeta, cum zice domnul profesor. Legea de corespondență. Anul trecut era un băiat de clasa a 12-a, știi, care era de clasa... Că încă erau 10 ori mai 11 pe ori. Nu mai scapa. E student acum. Cred, dar era un copil muncitor, se vedea. Dar eu îți spun așa, dacă avem șansă, să vă descoperi, v-am descoperit în toamnă, domn profesor. Dar să descoperi de la 11. Ar fi fost extraordinar. Extraordinar și pur și simplu m-am luminat. Și noțiunea de funcție n-am înțeles niciodată ca la dumneavoastră, că s-a luminat totul. Deci, asta vreau să vă spun. Deci când am deschis până așa funcție, am în vedere trei elemente, legi de corespondență, legea de corespondență, domeniul de definiție, domeniul de definiție înseamnă toți acei iși cărul în cărul le pot găsi imagine. Scrie în paranteză. Toți acei iși în paranteză. Toți acei iși cărul le pot găsi igreci. Deci, în domeniul de definiție, păstrez numai pe cei X
căror le pot găsi imagini. Și o altă mulțime care o am în vedere, codomeniul. Adică mulțimea în care obținii grecii. Cealaltă mulțime. Cealaltă mulțime, codomeniul. Deci, de unde plec? De unde plec? Adică toți acei cărora le pot găsi X. Toți acei X cărora le pot găsi Y. Cărora le pot găsi Y. Nu, vorbeam codomeniu. Codomeniu înseamnă mulțimea Y-ilor și chiar mai mare decât ea. Deci mulțimea Y-ilor care am mulțit o aici pot fi și mai mare, mai amplă. Al doilea ier, mama, uite, funcții definite în ier cu valori în ier. Așa am spus-o aici, da? Da. De data asta. Da, în momentul definiției X erau din ier și X și tot din ier. Tot din așa se traduce. Da. Deci X și iau de aici, iar Y și sunt tot numele reale care apar. Adică codomeniul unde se află Y, nu? În codomeniul este mulțimea Y-urilor și chiar mai mare. Codomeniul este mulțimea. Chiar mai mare, cum mai amplă poate să fie. Poți să mai pun și niște elemente care nu neapărat apar ca imagine. Poți să fie inclus. Deci codomeniul este mulțimea Y-urilor și chiar mai amplă. Mai mare. E bine. În sensul acela, dacă e mai amplă, are alte elemente în plus. Miruna, hai să vedem așa. Asta e funcția noastră. Hai să, tot pe modelul nostru, da? Deci F de X, avem în cazul nostru, egal cu rețeta 5 minus 2 supra 3. Și acum să vezi ce poate la F definită B, minus 1 până la, să spunem 2. Deci X-ul nu le mai dau voie să alerge așa de la un cap la altul, de la minus 1 până la 2. Atât. Cu valori în ier, să zicem. Această funcție e diferită de cea de înainte. Că am venit foarte dur și le-am spus ieșor, vă las ca înainte. Deci am venit cu o restricție a domeniului definiției. Nu mai este aceeași funcție, de înainte ce zici e fur. E o altă funcție. Da? Este o altă funcție. Și dacă vrei să reprezentăm grafic pentru asta, e cum am arătat graficul. Am arătat așa. Am voie dintre minus 1, de la minus 1 cu X și atâta, până unde este până la 2. Așa. Și zic, în minus 1 cât a fost imaginea? Când e minus 1 cât e 7 pe 3, adică 5, 7, 7 pe 3 înseamnă 1, 2 și o treime. Da. Și 2, iar imaginea în 2 este 1 pe 3. Deci imaginea în 2 este 1 pe 3. Deci împart în 3 și ador 1. Și aici ajung. Deci doar segmentul ăsta închis. Deci graficul funcției numai atât. Da? Să ne înțelegem. Atât. Segmentul închis. Că e și numai voie să... Deci e și... Nu au voie să ducă dincolo de doi. Ca să mai desemneze partea asta. Deci ai văzut, am luat limita din stânga. Da. Și în minte stăcat nu mi-a dat. Deci punctul de pornate minus 1 și 7 pe 3. Asta. Și în partea asta este punctul de pornate. Nu contează că mi-a luat la 2? Păi nu m-am dus pe 2. X egal cu 2, ce se întâmplă? X egal cu 2 e 1 treime, da? Deci ăsta e punctul de pornate 2 și 1 pe 3. Da? Punctul de pornare 2 și 1 pe 3. Deci graficul funcției doar atât. Segmentul ăsta. Segmentul. Segmentul. E parte din dreapta asta. Corect. Pentru că
calculat, ați delimitat de domeniul de vin. Exact! Mi-a spus X-or. Nu v-am mai lasă aminte. Care e codomeniul aici? Codomeniul? Dacă vrei să fie, e tot el. Că eu, de-a mulțimea al doilea. Deci codomeniul, dacă vrei să fii foarte restrictiv, să fie mai grecii, grecii ar fi atât. Cea mai mică valoare este 1 pe 3 și 7 pe 3. Deci asta este codomeniul. Deci, maximul și minimul dintre cele două valori. 7 pe 3 cea mai mare și 1 pe 3 cea mai mică. Codomeniul, dar repet, acesta este restrictiv. De aceea mi-am permis să iau tot ierul când termin la codomeniu, am zis, nu? La codomeniu pot să iau exact numai grecii care au par, dar pot să iau și mai mult. Și am luat și mai mult. N-am luat mai zona asta de la 7 pe 3 până la o treime. Deci nu numai asta merge. Nu numai asta. Ci am zis tot ierul. Nu? Că am spus așa, până la codomeniu pot să iau și mai mult. Bun. Dar dacă am să-ți dau acum, fie funcția f de x, să-ți dau una rețeta. F de x e cam cu 3x plus 1 supra x minus 2. Spune-mi, f e definită pe cine în părinția asta? Domeniul de ființe. De mulțime, nu? Din el, da. E tot ierul? Da. Ce este rețeta? Este o fracție. Și ați luat domeniul de ființe păstă numai pe cei pentru care pot acționa. Mm-hmm. Ia să vedem, f de 2 pot să zic. Cât este f de 2? E 6 plus 1, 7 pe 1. 7 pe? 0. Pe 0. Împărțirea la 0 se poate? Nu se poate. Nu se poate. Pe 0 trebuie să dăm deoparte bine. Pentru că la 0 noi putem găsi imagini. Nu putem găsi imagini. Ca să păstrăm doar pe cei X, i-am scris cu cuvinte, păstrăm după cei X, cărora le putem găsi imagini. Am scris că toți acei X, cărora le putem găsi Y. Pentru care putem găsi Y și pentru doi putem găsi Y? Nu. Nu. Și trebuie să dăm deoparte. Deci vă spunem că F, e definit pe el, mai puțin elementul 2, că ăsta e afară pe el din el, că nu-i pot găsi imagini. Deci el devine pe el mai puțin 2, cum va apă în el. Aici n-am treabă. Este esențial să știe aici ce. La fracție, ce condiții pune ca să există o fracție? Numitorul diferit de 0. X mai mult este 2. Dacă îți dau funcția asta, f de x, tot zic f de x, dar poți să zici g de x, f1, f2, f3, ca să nu se înțeleagă rețeta de aici una, cea de sus e alta. Dacă zic f de x egală cu, să zic că îți dau funcția următoare, 5x plus 1, supra x pătrat minus 1. X funcția de x, x-ul poate să fie 1. X-ul nu poate să fie 1, nu-i poți găsi lui 1 imagine. Și încă ceva, mai e o valoare că nu puteți zice. Și minus 1. Deci o să spun, virgulă, f-ul e definită pe el, minus mulțimea valoros 1 și minus 1 cu valoare. Deci, marea problemă la o funcție este să stabilești corect domeniul de ființe. Și să ne ajută la ceva acum, în efectul nostru. Poate, din clipa asta, când ai auzit din gura mea, vorbind despre funcții, tot ce va țăna școala pe care le face tu de aici încolo, va țăna pe baza acestei noțiuni. Este noțiune extraordinar de importantă, dar atât de importantă, încât prietenii noștri se facă ce se facă, să dea like și share. E atât de importantă și ei știu ce spun eu, nu poți face nimic. Foarte multe lucruri în practica de zi cu zi se aranjează sub forma unei funcții. Și cum cercetezi funcția aceea și ai tragi fel de fel de concluzii, ai face fel de fel de observații. De aceea merită să mă acorzi tu și prietenii noștri care vizualizează vorbim să ne afirmă maximă atenție. Deci ce fac acum, ce fac eu acum, este un lucru spectaculos de important pentru tot ce înseamnă școala pe care vei parcurge.
Deci nu e o întâmplare că fac acest efort pentru a mă face înțeles, pentru că chiar vreau să ajung la anul pentru vostru. Și acum, dacă o înțeles, să o facem pe asta, care le-a dat. Sigur, da. Da. Deci după ce vă ți-am vorbit despre funcție, de și trecem la partea practică. Pe modelul de ieșit de acolo. Așa. Să... Era funcția f de dreptă linie cu valoare de f de x egal cu x plus 2. F de x egal cu x plus 2. O funcție... Hai, dragă, noi știm că e o dreaptă, după cum ne-am spus. Exact. Deci toate lucrurile că avem la îndemână. Deci e vorba de funcția... F definită linie cu valoare linie. Cu valoare linie de f linie. Se indică domeniul și codomeniul. Unde e de x egal cu x plus 2. Având rețeta, e f de x egal cu x plus 2. Adică x și x sunt linear, mă înțeleg. Sigur că da. X și sunt linear. Să reprezentăm grafic funcția într-un sistem de coordonate. Excelent. Ce înseamnă asta? Că îți dăm valori cu x, nu? Sigur că da. Miruna, câte o dreaptă prin câte puncte sunt necesare ca să trasăm o dreaptă? Două. Dăm 2 de x, că sunt 2 de y, reprezentăm puncte. Rămânim și gata, graficul. Păi de ce? Două puncte, nu-i așa? Două puncte la întâmplare, de aici, în domeniul. Ia. Care vrei? Hai, ia să faci. Ia să vedem. Se pare... Păi uite, hai să facem tabelul ăla. F de 9 și F de 3. Deci, i și de la minus infinit la plus infinit, ca așa spune în domeniul de fiți. Da. Și care vrei? 9 și 3? Minus 3, da. Deci lui 3, te gătăm lui 3, să-i găsim imaginea, da? Și lui 9, să-i găsim imaginea, da? Da. Cât este de 3? Calculăm cât de 3 e egal cu... 3 plus 5. 3 plus 2 egal cu 5. Și avem 11. Și avem 11. Și avem un sistem. Da, se. Da, suntem rectangular. Și în acest sistem reprezintăm perechele de care am, despre care am vorbit. 3 și 5. Când x e 3. 1, 2, 3. Scrie pătrățica. Scrie unitatea de măsură pătrățica. Trebuie să folosim și pe x și pe y, aceeași unitate de măsură. Și 1, 2, 3, 4, 5. Știi că eu aici nu mă pot descurca tabla, nu mă duce până la 11 și am să iau un alt x negativ. Sau x egal cu 0 pentru mine. Tu ai spațiu, te duci acolo 9 și 11, faci x-ul 9, y, 11. Eu am să iau x egal cu 0 și y cu cât este? 2. X-ul 0, Y peste 2. Poți iei orice alte puncte, nu se întâmplă. Da? Y-ul 2. Și important să vedem aceeași dreaptă. Uite. Și le unesc de cele două puncte, trece o dreaptă și nu mai... Și-ai găsit o dreaptă, alea cele două puncte. Ăsta e graficul. Și-ai găsit o dreaptă. Este aceeași dreaptă? Aceea dreaptă? Exact la mea. Ce era la fel de orientată? Este exact așa. Deci ați reprezentat graficul funcției. Asta înseamnă să este graficul funcției. Înțelegi? Deci graficul funcției este asta. Ceea ce vedem acum. Și acum la B să calculăm area triunghiului determinat de graficul funcției și axele sistemului de coordonate X sau Y. Adică de acea dreaptă și axa o X și o Y. Așa. Ce este figura asta care am văzut aici? Care? Uite, asta e. Asta e. Că e graficul de... area... Vreau să aflăm area suprafeței determinată de grafic. Axa... Graficul ăsta care... Unghi, da. Nu, nu, nu este într-un ce este. La noi zice. Aici am zis într-un. Înseamnă că e tot triunghiul ăla, nu? Adică triunghiul... A? Determinat de grafic. Cu funcții și de grafic funcții și axele sistemului de coordonate o x o y.
Păi dacă zice axile, adică axa asta și axa asta. Unde tai pe asta, unde tai pe asta. Da? Și este un trapez aici. Aplata are de unde? Deci, este la ceva punctul? Sus, care... sus. Calculați. Da. Fie funcție de... Păi, de ce calculi scuze? Reprezentă grafic funcția în sistemul de coordonate. Am reprezentat. Calculația are atribuții determinate de graficul funcției F. De graficul funcției F. Și axele sistemului de coordonate. Îmi pare rău, dar când zice determinat de grafic, așa, și axele, sistemul de coordonate, eu trebuie să iau nu numai pe axa aici. Și pe aici. Pe axa aici. Păi și triunghiul ăla de acolo, atunci? Nu. Nici vorba, nu? E trapezul. Păi degeaba îmi spunea triunghiul, că eu îl văd trapez. Deci eu văd aici un trapez. Deci, determinat de grafic, atenție, de grafic și de axele de coordonate. Dacă spunea de grafic și de axa X-ilor, da? De axa X-ilor, iar n-aveam șanse. Dar dacă spune de grafic și de axele amândouă, înseamnă că trebuie să zice și triunghi, înseamnă că asta nu trebuie să facă. Păi da, eu ce am zis, da. Corect. N-am mai fost atent. Deci, pentru unghiul ăsta, graficul funcției dreapta. Așa. Și dreapta asta, tai axa o x aici și tai axa o y aici. Și atunci e triunghiul ăsta. Corect. Eu aveam trasat pe strat. Și de aceea, de vreo, să nu mai faci cam din greșea asta. Deci pui punctat. Uh-huh. Atunci, eu ce am greșit să rămân? Luasă ca axă cu altă dreaptă, x egal cu 3. Corect. Dreapta asta care da, este această așa, asta cu asta e asta, asta cu asta e asta. Dreapta X-ilor în punctul ăsta și dreapta e X-ilor aici. Perfect. Am greșit de nou ce tare. Ce problemă, se topăsit o problemă. Da, ținut la două problemă. Și dacă spunea, aveam eu dreptate, dacă spunea între graficul funcției, graficul ăsta, adică dreapta de ecuație x egal cu 0, adică axa y-ilor. Y' este x egal cu 0. Și x egal cu 3. Deci dacă autorul spunea găsiți area suprafeței delimitată de axa y-ilor, axa y-ilor și x egal cu 3, atunci era acel trapez. Dar așa aici ne dă ușor. Foarte simplu. Ca să-și zice triunghi. Deci te duce cât se poate mai da. Multe informații de aia nu-ți putea. Nu putea să dea, da. Așa, da. Pe ce are acel lucru să află? Exact. Ei, eu trebuie să văd unde tai aici, pe axa ișor. Ca să găsesc punctul ăsta de aici. Deci, hai să notăm aici, pe ăsta îl știu. Așa. Da, avem. Da. Inspirație, dau x egal cu 0 și y egal cu 2. Deci avem a de coordonate, 0 și 2. Aici avem de coordonate. Vârful ăsta e de 0, 0. Da. Aici de 0, 0 și celălalt e ceva și 0. Da, deci un x este și y este tot 0, da? Da. Y este 0. Cum facem? Faptul că Y-ul este 0 înseamnă că în relația asta de corespondență presendea 0 și facem X plus 2 plus 2 egal 0 X egal cu 2 înțelegi nu? Ne-am deci, citus pe negativ. O secundă. Noi sesizăm că la fiecare X corține un Y, da? Mm-hmm. Uite, la minus 1 cât am fi corținut. Imagina. Minus 1 plus 2 1. La minus 2 cât poți? 0. Te vezi? Deci punctul de coordonată care este ăsta? Minus 2 și 0. Exact ăsta. Deci când y e 0, x-ul minus 2. X-ul e minus 2.
Așa, dar notăm aici punctul ăsta. B. B de coronate. Minus 2 și 0. Minus 2 și 0. Și acum, are triunghiul cu cine ar se îngărâna egal? Cu baza pe lățime. Da. Și baza cât este? Baza e... Cât e de mare? Cât am zis că e. Alo? Cât era pe lor? Asta a luat. Păi zi 2 și zi 2. 0, 2, era zi 2 cm. Zi 2 și zi 2. Și 2, 2, 2, 2. Așa. La apicultură, eu sunt la oră de matematică acum. Dacă sunt la oră de matematică, sunați mai târziu. Acum sunt chiar la prof. la ITV, sunt în emisiune, sunt în direct. Da, rog. Deci 2 și 2 acolo. Așa, asta e de 2, cam mai bine. Și asta e tot de 2. Mm-hmm. Și baza înălțimea, cateta 1, cateta 2, 2. 2, 2. Da. Deci am avea aia triunghiului A, B, O, A, egal cu 2. 2, 2, 2, 2, 2 și egal cu 1. Da? E cu 2, pardon. Nu, urmăieți-mă că spun destul de trăznăie. Dar dificil, chiar foarte simplu. Dificil. Nu dificil în funcție, ți se pare ție după predat un pic și ți se pare că, dar ai înțeles oameni la un profesor din nu, no, dacă mai pui o dată filmul ăsta ce mă urmărește, o să fii cântat. Hai să fii mai relaxat. Da, acum ești și o poziție sfârșit de săptămână. Să vedem. Mai da, 5. Se consideră expresia e de x egal 1. E. E de x. Egal 1. F de x. E de x. E de x egal 1. Deschideți paranteză. 1 plus 1 spre x minus 1 plus 1 spre x minus 2. Așa. Minus 2 supra x plus 2. Închideți paranteza. Ne-am împărțit la 1 supra x minus 2 6 sub. Așa, exact așa cum a spus domnul profesor. Împărțit la 1 supra x pătrat minus 4. X pătrat minus 4. Minus x pe lângă x minus 1. Minus x pe lângă x minus 1. X minus x pe lângă x minus 1. Unde x este număr real cu x diferit de minus 2 și de 2. Real mai puțin. Minus 2 și 2. Minus 2 și 2. Arătați că e de x este egal cu 2 pentru orice x real mai puțin minus 2 și 2. Mirna, de ce date din el să pun că este minus 2 și 2? Dacă mă poți ajuta. Pentru că n-are cum să fie 1 pe 0 și 2 pe 0. Împărțirea la 0. Asta e. Deci, vezi, ca și exact la funcții. Mm-hmm. Dacă aș învăța de, de x funcția asta, tu aveai obligația să spune că n-am voie să x, că să iau x cu 2 și minus 2, pentru că mi-am pus împărțirea. Corect. Calculăm pe e de... să arătăm pe e de x egal cu 2. Lucrăm egal. Am arătat și pe aceeași viitor în paranteza rotundă și o să fie totul supra x minus 2 pe lângă x plus 2. Aici am zis eu cât? Cu a prima x minus 2 pe lângă x plus 2. Adică la x pătrat minus 4. A doua cu x plus 2 și a treia cu x minus 2. Deci plus x plus 2 minus 2 pe lângă x minus 2. Bine? Supra un numită comun. Supra x pătrat minus 4. Așa. Împărțit la... Facem ori acolo, nu? Cu ori deodată. Cu x la 2 minus 4 supra ori x la 2 minus 4 minus x la 2 plus x. Minus x pe lângă x. X pe lângă x nu știu de cap. E cam mai departe. După ce numărul cu numărul. Numitor x la 2 minus 4, x la 2 minus 4, nu? Da. Și o să avem x la 2, minus 4 plus 2 e minus 2, minus 2 plus 2 e 0. Deci, x la 2... Ia, urmărește aici. Minus 2x plus 4. 4. Că desface paranteza. Minus 2 ori... Minus 2, da, dă minus... Dă plus 4. Plus 4 și cu minus 4 se reduce. Rămâne 2, da. Deci. Deci, x pătrat minus 2. X. Da. Minus
ăsta plus x. Plus x ăsta și minus 2x de aici? Minus x. Minus x. Da. Plus 2. Acolo nu ești sigur, desfaci. L-ați făcut și cred că am omis 2 ăsta, nu știu. Nu, ai văzut 2 aici. A avut doar minus pe lângă x minus 2. Aha. Deci minus 2 pe lângă x minus 2. Nu grijă mult. X la a doua plus 2 minus x, minus x la a doua plus x. Deci minus în continuare, x la a doua plus x. Plus x. Egal cu 2. Egal cu 2. Ce spune asta? Arătă că egal cu 2. Da. Deci ați calculat o șapte. Subiectul numărul 3. Așa, este 3. Figura 2 este schița unui teren. Triunghiul ABC este echilateral. Deci, face... deci mă uit și eu. Da, avem un triunghi echilateral. Da? Da. Aici. Ah. Deci este un triunghi echilateral. Ia aici. Deci e vorba de un triunghi ABC echilateral. Da. Ștergem din aici în partea asta, sus cu parantul lor. Deci avem în importanță, ce problemă? Exact, simplu. Triunghiul ABC echilateral. Cu AB, da, egal cu 18 cm. Punctul D pe dreapta BC, de să fac figura, da, cum astfel încât punctul D este situat pe dreapta BC, deci D aparține lui BC, nu mai sunt în segment, că nu-i pe interior, deci pe BC pe toată dreapta, așa încât triunghiul ACD, așa încât ACD, obtuzunghic. Deci ACD să fie un obtuzunghic. CD, mi-ai dat unul la cameră, nu? Da. CD egal cu 9 metri. Spune asta că mi-am amintit. Da, 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 acum am avut emoții, mă spune. Asta e așa. Punctul E este doar și segmentul AD. E. Aparține. 9 metri sau 9 centimetri? 9 metri, văd aici. Totul e în metri, Miruna. A, înseamnă la fel, da. Da, totul e în metri. Punctul E este situat pe segmentul AD, așa încât îi aparține lui AD, așa încât ACE, unghiul ACE, să fie egal cu unghiul DCE, concret cu unghiul DCE. ACE cu DCE. Hai să vedem cum avem figura, deci mai întâi un triunghi echilateral. Toate laturile egale. A, B, C. D-ul așa felul luat, încât unghiul ACD, ACD, ACD. Vezi că Miruna a spus că D-ul e luat așa, pe dreapta, încât unghiul ACD să fie obtuz. Adică mă trimite pe mine să dau pe D în prelungire. Deci, autorul spune că D e pe BC. Eu puteam să mă pune oriunde aș fi vrut. Dar așa încât unghiul ACD să fie obtuz. Adică spune, ai grijă că e dincolo de C. În ordine A, C, B, C, D. Da. Da. Să fie, cum spuneam, obtuz. Iar punctul E pe segmentul AD, deci iau pe AD, în spreacul D, și zice că E este pe AD, nu oricum, așa că încât unghiul ACE să fie cu DCE. Adică duc bisectoarea. Corect. Da? Bisectoarea unghiului de aici.
Și eu. Adică unghiul ăsta, congruent cu ăsta. Da? Asta am luat. Bun, până aici, amic. Asta a fost toată ipoteză, în concluzie. Arătați că area de ABC este egală cu area unghiului A, B, C, egală cu... Păi, e echilateral. Cum mergem aici? ABC e echilateral, AB e 18. Păi zi! Ducem înălțimea, nu? Da, ai dreptate, ducem înălțimea, că e la mijlocul, nu știu ce am știut. Dar aștept avem și formula aceea. E la doua reca din 3 pe 4. Ori îmi spui de așa, așa e sigur, ori dacă nu produsul acolo, ori sinusul unghiului dintre ele, da? Da. Eu să folosesc pe sinusul dintre ele și tu, și folosesc și tu, și le mai ajunge aceeași lucru. Deci din BC, ori A, ori B, A, ori sinus de B, totul supra 2. Și egalul 18 a pătrat, sinusul de 60 grade, radical din 3 pe 2. Da? Și totul pe 2. Că tu ai spus el pătrat, radical din 3 pe 4. Ai dreptate. Mai zonă ce ar făcut, deci înseamnă 18. 18 pătrat pe, pe 4. 9 la 2. Dă 9. Da. Deci 24. Deci 2 la 4, ori... 9 la 2. Ori 9 la 2. Radical din 3 pe 4. Pe 4. Și 24 la 4 și face 81 radicalizarea. Așa trebuie să arăt. Da, da, da. Și AB, demonstrați că dreptele EC și AB sunt paralele. EC și AB sunt paralele. Paralele cu AB. Păi, ce avem despre trunghiocite? Despre acestea avem mai gând că e... bisector. Ca să fie paralel, ar trebui să fie... trunghiul că e dă să fie asemenea cu trunghiul BAD. Corect. Și hai să vedem dacă e asemenea. Nu știm. Hai să vedem, aia e 18-18 ca și valoare, punem sau cum l-am pus. Și mai știm și teorema bisectoarei. Știu și pe rău. Dacă cuva nu se meargă pe acolo. Da. Știm că ce de aici din nou. O să nu dăm totul. Știm că ce de aici din nou. Ce de aici din nou. 7 de 18. Și toate la prins de 18 care trebuie în care este în grafă. 18. Și nouă ne trebuie așa. E D supra AE. Nu? Da. E D supra AE. Să fie egal cu C D supra BC. Așa. Dar nu știm nimic la E D. Nici pe AE nu știm. Și atunci, dar A e supra E D egal cu A C supra C D. A e supra? E D egal cu A C supra C D. Așa știu, nu? Din teorema bisectoare. Deci A e... Deci hai să spunem că ce e bisectoare? Ce e bisectoare? Dacă și numai dacă... Haideți, nu numai e, să numai D supra A e mai bine. E D, D supra E. Așa că îți place ție pe unul, nu? Da. Deci E D supra A E. A e. Este egal cu C D supra A C. C D supra A C. Și este egal cu 1 pe 2. Și egal cu 1 pe 2. 9, deci 1 pe 2. Și atunci A D supra A E egal cu C D supra A C și egal cu 1 pe 2. Deci sunt adevărate. E adevărată chestia asta, da? Deci atunci da. Poți să spui că... Și atunci rezultă că e când paralel cu AB. Păi așa și trebuie să redactăm AB. Păi redactăm. Păi zice Bernard, ce de... Ce de... Deci, zice așa, ce e paralelă cu BA? Da, ce e da. Paralelă cu BA? Da, dacă și numai dacă are loc relația. Ce e de... Da. Supra de ce? Ce? Sau e D, cum ai zis tu, hai să vedem. E D supra AE. Supra AE. Egal cu cât de supra BC. C
cât de suprafață. S-ar putea și atât. Și îmi peste egal cu 1 pe 2. Nu, îmi peste tot. Da. Altfel mai găseai o soluție. Mai apare dacă B, D, dar nu e. Cât fi în mijloc. Nu. Dacă asta, nu știu de aici, cât ăsta. Ca să apară astea două parere, toate de se cam. Ah. De corespondente. Unde le știi câte grade? 60. Ăsta de 60. Rămas astea două. Totul vrea să dăm pe D. Altfel, nu, nu, nu. Da. Tot în chiul ăsta de 120, da? Și bisectoarea 60. 60 ăsta, 60 ăsta. Da. Păi de ce? Păi astea două, care se cam asta. Da. Și unii de aici apară în calitate de corespondent. Da. Și am cerut drepturi paralele. Păi dacă ar fi... Dacă ar fi la două congruente între trei pare. Păi sunt congruente. Nu e bisectoare? Ce el e bisectoare? Și de unde știe că ce de aici e 120? Păi dacă ăsta e de aici de 60, da. Și un exterior la care. Așa. 60. Și e soluție foarte rapidă. Și trebuia să mă face. Arătați că drumul IAC are perimetru egal cu. E a perimetru drumului IAC egal cu plată. La plănul de pe AE de acolo și pe CE. Deci A, E și CE pe AE, AE nu l-am aflat, nu l-am aflat. Facem așa, știu că ED supra AE este egal cu 1 pe 2. Corect. Și facem ED supra AE plus ED egal cu 1 pe 3. Și e D supra E plus E D, adică A2. Și pe A2 știm, nu? Nu. Nu știm. E A, C. E, A, C. Nu știu. Ce știm, Irona? Știm că A, E, B, E, D. E raportul 1 pe 2, parcă, nu? Da. A, E supra E, D, E, 2. E, D supra A, E face 1 pe 2. Da. Deci știu că el de... Supra E, 1 pe 2. Înseamnă că E, D, supra E, 1 pe 2. 2 de D, E, egal cu E. Deci de două ori, 2 de D, E. Înseamnă că E, ăla e mijlocul.